Hipermarketul Dedeman își menține oferta și vrea să construiască un teren de tenis de câmp modern pentru uzul comunității sucevene. Municipalitatea a reluat căutările pentru un spațiu adecvat investiției. Primarul Ion Lungu a anunțat că administrația e în tratative cu Colegiul Național pentru Rareș pentru realizarea unui teren de tenis de câmp, o investiție care nu angajează cu alte cheltuieli municipalitatea sau unitatea școlară. Este clar că locația de la Colegiul Național de Tehnică Alimentară nu mai este valabilă. Ca atare am avut o discuție principială și sunt mers astăzi specialiști din primărie la fața locului să facem la Colegiul Național Petru Rareș acest teren. În măsura în care vom găsi o posibilitate de identificare la fața locului să nu deranjeze funcționarea școlii, doamna director Dungeanu, cu care am vorbit, era încântată, în principiu este de acord, urmează să stabilim exact amplasamentul acestei locații și vreau să-i mulțumesc domnului Pavel pentru că dovedește că este un om serios. A înțeles problema de acolo, asta este situația și ca atare încercăm să facem un teren de tenis la Colegiul Național Petru Rareș cu finanțare gratuită din partea firmei Dedeman. Administratorii hipermarketului au un contract cu tenismena Simona Halep, prin care s-au angajat ca deschiderea unui nou magazin să fie marcată de construirea unui teren de tenis. Evenimentul inaugural urmând a fi onorat de participarea sportivei. Prima locație a fost identificată în perimetrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, însă mai mulți riverani care locuiesc la bloc s-au isterizat și au anunțat staful Simonei Halep că municipalitatea urmează să defrișeze o pădure pentru realizarea terenului.